începe Bahmul, care începe Bahmul, așa cum știți deja, se termină foarte repede. Am avut o zi lungă, obositoare, am fost pe la tribunale, dar în fine, azi o să petrec, pentru că astăzi băiețelul meu, Maxim, plinește 5 ani. Și nu știu când au trecut acești 5 ani, în fine, până una alta, până o să mă apuc de petrecere, vreau să vă spun că avem niște artiști extraordinari în ediția de astăzi. Aolo, ce-i aici? Vă mulțumesc foarte mult pentru surpriză. Colegii mei știu că Mario este vedeta preferată a lui Maxi. E un personaj de desene animate și de jocuri. Și vă mulțumesc mult, e foarte drăguț acest tortil. Superb, e ca o bombonică. Vă mulțumesc. Dar până o să-l mâncăm, că o să-l mâncăm la... Îl mâncăm? Îl mâncăm, nu? Arată așa de bine. Până una alta trebuie să facem și o frumoasă emisiune, nu? Și la așa un tort delicios merg niște artiști extraordinari. Astăzi o să ne întâlnim cu Ellie White, care este graviduță, mai are puțin și naște. Și de asemenea îi spun bun venit lui Ovi. Vă rog să-l aplaudați pe Ovi. Pe Ovi îl știți cu siguranță de la Eurovision. Ovi, bine ai venit! Dragă Adriana, bine ai venit! Hai să luăm loc. Eu am ceva emoții pentru că am avut o zi mai urât așa la începutul ei, dar se va termina foarte frumos, se va termina cu o petrecere. Știu că și tu ai doi copii. Mi-e pare rău că am venit cu mâna goală. La mulți ani. Stai liniștit, ai venit cu prezența, asta este cel mai important. Și tu ai doi copii, nu? Doi băieți. Doi băieți ai. Al doilea sunt moldovean și sunt... Nu ce spune, gospodar. Câți ani au? 6 și 9 ani. Și am adus în România, sunt vikind, probabil știi, și deja de un an de zile. Merg la o școală aici, în Corbeanca, și surprinzător s-au acomodat foarte bine. Foarte bine, și spre liniștea mea, pentru că totuși e, nu e chiar oricum să te muți din Norvegia în România. Da. Apropo de experiența ta norvegiană, am citit undeva că nu-ți place să mănânci peștele la putrezit? Nu. Ce înseamnă? Cum adică să mănânci pește putrezit? Peștele miroase rud mai când se strică un pic. Dar mi-te putrezit, cred că este ceva îngrozitor. Da, e trecut prin formulă sau nu știu ce. Serios, nu râdeți, dar așa e. E îmbălsămat? Cam așa, ceva de genul ăsta, da. Groaznic. Și cum poți să mănânci așa ceva? Cum mănâncă norvegienii? Dar cred că este singura mâncare pe care nu am încercat-o de la norvegieni. Altfel, peștele e bun, n-ai. Normal, dar ce mănâncă norvegienii? Că au niște combinații ciudate, așa... Ei, nu, mâncarea este mai pe stilul nemțesc, așa, sunt mai safe, mai sigur, nu prea, fără foarte multe, nu știu, nu mănâncă iute, mănâncă și mai, dar pește și peștele de calitate, au somon, au peștele din Atlantic, care e foarte bun, seafood, bănuiesc că ți-e fructe de mare, fructe da? De mare, da, da, vorbesc... Aoleu, sunt leșinată după fructe de mare. Da. Da. Tu ai fost în Norvegia? N-am fost. Oficial, o invit pe Adriana în Norvegia să o servim cu... Pește stricat! Pește stricat, exact. Auzi, dar borș de pește fac norvegienii? E, ca noi nu. Dar nu? Fac eu, pentru că sunt moldovean și îmi place să gătesc. Când aveam timp acolo, găteam. Da? Da. Și îți făceai borș de pește românesc? Românesc, nu neapărat de pește, făceam borș din coadă de vacă. Din coadă de vacă. Dă-ne și nouă rețeta, că se uită foarte multe doamne la emisiune. Să vă dau, deci... și vă spun un secret. De când m-am uitat în România, n-am găsit aceeași calitate la coadă de vițel ca în Norvegia, nu știu de ce, dar e foarte importantă și e practic una din cele mai bune. Deci practic fări. Coada pe care mulți din România o aruncă, da. Mulți o aruncă aici, da, 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 nu? Da, noi se aruncă. Ia zici, Coana Floarea, o aruncăm sau nu aruncăm? Face ciorbă, dar noi o facem ciorbă acră, este cea mai bună. Acră, este. Nu? Da, păi ciorbă acră cu borș. Da, absolut. Din coadă de vacă, e... din coaste de șira spinării, cum s-ar spune, e foarte bun. Nu are, este și cartilagiu, e și carnea foarte bună. Deci e, într-adevăr, o parte... Bun, deci ce faci? E coada de vacă, o tai în bucățele, o fier? Separat, noi, nu știu, Moldova, dar Moldova, mă rog, undim ceapa cu un pic de...
pastă de tomate. Să pune ceapă, morcov. Cum adică undești, bre, ceapa? Că dai la undiță ceapa, aceea e. Undim, adică cum? Undim. O prăjim cu un pic de... O tragi la tigaie. O tragem la tigaie, da. Așa. Nu, uite, ne-a titi mie de acolo. Nici eu nu-s de principiu ăsta. Ciorba cu borș se face, se pune ceapă, morcov, se pune oală la fier. Pui o mână de orez sau fidea cu îi păi place. Nu, pui, se pune și ceapă și la fier. Și se pune la fier, să fierbe, până prindeți peștele, dau... să fierbe zarzavatul. Vă rog frumos, desam și eu. Nu, da, se pune și la fier, dar cel puțin Moldova, așa am crescut eu. Mama așa gătea, o ceapă cel puțin, se undește un pic, un pic de pastă de tomate și dă un gust deosebit. Și se pune la început sau la urmă? La fier, totuși, când fierb și restul, dar o parte din ceapă se undește. La noi, la Ioșoltean, la noi nu se face așa. Da. Bun, deci undești ceapa, pui coada de vacă la fiert, da? Așa. Așa, undești ceapă cu un pic de pastă de tomate. Întâi fierbem, că dacă tot chiar vezi rețeta, se fierbe coada cu niște legume întâi, pe care le scoți ulterior. Să creeze zeama aia foarte bună și după care, de obicei, e cel mai bine să fierb foarte mult coada, scoți carnea de pe... și rămâne numai carnea aia macră. Adică voi nu mâncați cum mănâncă românii ăștia mai de pe la țară, să roadă din coșcioare, să... Dacă n-ai gustat probabil carne din coadă, nu prea ai ce să... Roz cartilagiile, da, alea, exact. Sunt foarte bune. Da, cine dorește... Cine poate. Cine nu poate, nu poate. Exact. Da. Dar e gustoasă, e într-adevăr o ce gustoasă. Așa. Da. Și ce mai pui? Păi restul, legume, ce mai pui? La final, ferește, o sezonez în primul rând cu leuștean, că leuștean e de bază. Bani. Așa. Borș. Acritură, borș, ceva? Da. Noi în Moldova facem cu borș. Acum. Și? Și? Și-l mănânci cu poftă. Ați uitat ce se pune la sfârșit? Borș, am zis. Leuștean. Păi am spus. A zis? La sfârșit, adică la început, vă spun eu ce se pune. Un păhărel de țuică pe masă, înainte. Aia n-a auzit, domnul. E esențial, leuștanul în ciorbă, dacă nu l-ai... Deci eu astăzi am avut o experiență îngrozitoare. Am stat la tribunal vreo 4 ore. M-au durut picioarele, m-am schimbat în șlapi. A venit la un dat o doamnă, a intrat în sală o doamnă în scaun cu rotile, care era în divorț. Și care țipa în gura mare: Costele, uite-te în ochii mei, Costele! Înțelegi? Costele, eu nu divorțez, Costele! Costele, nu mă părăsi! O cheamă judecătoarea și zice: doamna judecător, el, Costel, de fapt mă iubește, mai are sentimente pentru mine. Dar trebuie să vă povestesc asta, scuză-mă că te-am întrebat, că o să vezi imediat la ce ajung. Zice: el mai are sentimente pentru mine, dar sunt niște fire obraznice în jurul lui care îl influențează. Costel, eu nu divorțez, sunt hotărâtă să nu divorțez. În fine, am plecat din balamucul ăla de la tribunal, m-am dus la Maxi la grădiniță, că era ora prânzului și trebuia să-i duc tort, să-i facem acolo după masă cu colegii, cu copiii la grădiniță, să-i facem tortul. După care am sunat-o pe Ionela. Ionela este bucătăreasa noastră, pe care încă actualul meu soț a dat-o afară cu câteva zile înainte să plec și eu. Și... care acum e de toate, e reciclată, e și bucătăreasă și menajere, e fată în casă, să zicem. Și o sunt pe Ionela. I-am lăsat dimineață bilet. Aveam, ne-a adus un prieten și rădăvițel. Înțelegi? Ieri, aseară. Și las bilet dimineață. Te rog să faci o ciorbă de vițel, acră. O să-mi zic: Ionela, ai făcut ciorba? Da. Punem repede în castron să se mai răcească până vin, că vreau să mănânc și eu puțin. Și m-am dus acasă, te rog să mă crezi, într-o mare viteză, ca să mănânc o farfurie de ciorbă. Apropo de ciorba ta de coadă de vacă, eu am mâncat astăzi ciorbă de vițel. Deci, acolo. Extraordinară. Mirosea leuștean. Da, cea mai bună mâncare, nene. Ce fițe, ce fonfleuri, ce bufeuri. O ciorbă e, vă spun, extraordinară. Eu îți spun, în general, și am călătorit de când am 19 ani foarte mult prin lume și trebuie să recunosc că una din mâncărurile noastre foarte bune și apreciate în general este ciorba. Altfel sunt, mă rog, avem și sarmale, care ori fi și turcești, grecești, cum ori fi ele, dar ciorba... Da, de exemplu, pe soția ta e corupt-o să mănânce mâncare românească? Ea a învățat să gătească sarmale moldovenești. Serios? E... Bravo! Păi cum, ori să fiu surat de 11 ani, ar fi culmă, dacă nu mai eram împreună. Da, practic, la voi, uite că avem și fotografii, la voi în casă ce se mănâncă? Și mâncare norvegiană? Da, și mâncare... e o mixtură de mâncare norvegiană. E mai fusion, ales... așa se zice acum, fusion. Fusion, așa. Un fusion de mâncare norvegiană-românească. În primul rând, copiii au crescut primii ani în Norvegia și
Ferește, s-au crescut cu anumite feluri de mâncare pe care le continuăm și aici. Noi am avut o tradiție de când ne-am cunoscut, să gătim foarte mult din, cum îi spune, deci nu din semi-preparate sau așa mai departe, să cumpărăm. Deci chiar suntem un cuplu cărora le place să gătească. Gătească acasă, da, e cel mai bine pentru copii asta. Și pentru copii e grozav. Eu cel puțin și cred că și tu ai crescut cu părinții și cu mirosul... De sarmale făcute pe reșou, că pe vremea aia se opreau gazele. Cum era? Da, dar erau bune. Când era gazul, erau și mai bune? Da. Nu, am crescut ca toată lumea cu mâncare gătită în casă. Acum știi, ne-am șmecherit, ca să zic așa, ne-am emancipat, ne-am... Cu inducțiune, cu, mă rog. Da. Dar cea mai bună este, până la urmă, o ciorbă românească, nene, vă spun eu. Deci este infuzie de vitamine pentru toată ziua. Este. Bun, deci doi copii, cine gătește mai mult, tu sau Kitty? Nu, Kitty, pentru că eu sunt foarte mult plecat și la mine e doar așa un hobby când am timp și chiar... Dar acum a simțit venirea asta în România? O să râzi, dar ea și-a dorit. Ea și-a dorit? Da, și-a dorit pentru că noi am avut, mai ales după 2010, de la succesul alături de Paula Eurovision, făceam foarte mult naveta în România. Și eram mai mult pe aici. La un moment dat s-a pus problema, bun, ce facem? Totuși noi cochetasem cu ideea de a veni în țară. Ea venise cu mine în vacanțe, mă rog. Și eu am avertizat-o, să știi că dacă ne mutăm în România, nu e la fel ca și atunci când mergem noi în vacanță, 2-3 săptămâni, te duc la munte, la mare, la de unde sunt eu pe acolo. Și sunt și lucruri care nu o să-ți placă, bănuiesc, și... Dar l-a depășit și chiar acum, zilele astea, discutam, e foarte încântată, vrea să rămână aici, punem mici afaceri cu Norvegia și cu România, sperăm să rămânem. Spune-i ceva în norvegiană, uite-te acolo în cameră și spune-i ceva frumos. Allah, îți mențeară, ne puteve, sunt biseară, o samă Adriana, o publicum, elskere. N-am înțeles nimic. E important. E o limbă grea. Dialectul care l-am învățat din orașul în care am stat, în sud-vestul Norvegiei, Stavanger se numește, este capitala petrolului, acolo vorbesc cu un dialect de ăsta, cu râu franțuzesc. Uh-huh. Trebuie să-l înghiți așa. Dar nu-i frig în Norvegia? E frig. Și e unul din aspectele pe care le ador în România, clima. E o climă frumoasă, da. Și mie mi-a lipsit foarte mult. Trebuie să recunosc. Și pentru că e frig, oamenii acolo ce fac? Adică ei merg mai multe așa, se leagă de pe străzi? Doi copii, deci ai ce să faci, da? Să pui pe treabă, nu? Spune-mi despre proiectele... Nu sunt mai sportiv, dar acum, serios vorbind, să mai sporte așa ca și oameni și ies prin păduri, se plimbă, se merg la pescuit, să mai vikinge așa. Asta e un lucru bun. Da. Hai să vorbim și de proiectele tale muzicale, că nici n-am vorbit. Am vorbit Kempo Ovi ca să dea rețeta de ciorbă. Deci cred că am ceva aici. E ok, mă simt. Hai să povestim. Da, mâine vă aștept la Hard Rock Cafe. O să am primul concert în această toamnă alături de bandul meu, The Vagabonds. De-aia m-am făcut și look-ul mai de rock așa. Vă aștept cu drag. După care vineri voi fi la un alt club în București, prietenii mei se numește. O chestie mai intimă, doar eu și chitaristul. Iar sâmbătă, cei din Constanța vă salut. Club Phoenix alături de Paula. Deci aveți... Cu Paula Selin? Cu Paula, da. Și deci sunt 3 zile încărcate pentru mine. Mâine concert, te invit cu mare drag. Poate ajungi dacă ai timp. Încerc. E un eveniment organizat de Jack Daniels, Gala Records. Și va fi, cred că, foarte reușit. Cu siguranță va fi reușit. Ce mai face Paula Selin? Că asta nu te-am Paula, întrebat. Cu Paula m-am văzut ieri. Luni chiar o să ne vedem, povesteam să mai scriem o piesă nouă. Poate vă aducem o concurență la anul, pentru că vreau să venim să facem împreună emisiune TV. Wow! De anul viitor. Nu, adică, cred că cum adică va fi o emisiune? Ne iei pâinea de la gură? Nu, vreau să rectific. Ea va fi o emisiune muzicală, deci... Da. Nu. Dar avem un vis de vreo un an, doi, și am început să-l punem, să avem niște discuții mai serioase. Da. Și cred că, cu un pic de noroc, poate îl punem în practică anul viitor. E o emisiune, e un concept inspirat, poate, din Norvegia și e foarte interesant. Vă urez succes la anul, să-i vedem și pe micile ecrane. Noi luăm acum publicitate, revenim imediat. Din nou împreună și
Lângă noi a venit celebra Ellie White. Uitați-vă la ea, este cea mai activă gravidută. Celebra! Bine ai venit, te rog frumos să te ridici un pic pentru că arăți extraordinar. Un pic din profil așa dacă putem să filmăm burtica, pentru că e o burtică foarte, foarte drăguță. Mulțumesc frumos! Și arăți foarte bine. Dacă din spate nu s-ar zice că ești gravidă, nu te-ai îngrășat, nimic. De mult n-am mai avut o tipă gravidă bune. Nu? E o gravidă foarte sexy, nu? Mulțumesc frumos. Îmi face să roșesc. Nu, dar a rămas surprins pentru că m-am văzut cu Ellie la un eveniment acum vreo două luni, parcă. Și acum doar în afară de burtică care m-a surprins. Păi să știi că doar atât mi-a crescut foarte mult burtica. În rest, nu prea am luat foarte multe kilograme în plus. Cât ai luat până acum? Aproximativ? Până acum am luat aproximativ 11. A, ai luat foarte bine. Foarte puțin. Da. Dar faci ceva, o gimnastică pentru gravide? Ai un stil de viață da, mai... Da, am făcut o perioadă și gimnastică pentru gravide. Acum mi-a recomandat doamna doctor să mă relaxez, așa că sunt în pauza de relaxare. Dar nu pot sta, trebuie să fac tot timpul. Și ce faci? Ceva. Uite, pot să spun? Doru. Da. Viitorul ei soț mi-a spus în culise, zice, măi, nu știu ce să fac, am fost la doctor și mi-a spus să stea Eli mai liniștită și acasă zilele trecute m-am dus și ea făcea pe acolo, muta mobila, făcea curat prin dulapuri. Nu, ai uite, vezi, aici a dat-o el greșit, că el a mutat mobila. El a mutat mobila. Doar am făcut curat după el. Vai, tu faci curat? Am făcut, acum se pare că nu mai am voie. Nu mai e voie, nu? Nu mai am voie, așa că las pe el să facă. Vai, ce rău îmi pare. Bun. Și o zi din viața ta așa de graviduță, cum arată? O zi obișnuită. De obicei este foarte relaxantă. În afara zilelor când am treabă și ies din casă, de obicei cam ies cu cățelușa la plimbare, îmi fac de lucruri prin casă, mai merg la un shopping, la o plimbare și înapoi acasă. Încerc să fiu cât mai statică, așa mi s-a spus, dar mai e am, greu. Da, fac de lucru prin casă. Mai la concertele ceva, mai... cu deplasare mult ai renunțat? Am renunțat de acum vreo două săptămâni. De acum vreo două săptămâni. Da, păi da, de când am intrat în luna a șaptea, până atunci am putut să merg și nici acum, de fapt, mă rog, până acum nu am avut interdicție, dar am zis mai bine să stau și eu liniștită, să mă relaxez. Nu aveam problemă cu concertele în sine, aveam problemă cu drumurile. Cu drumurile, nu, da. Nu prea îi place lui Bebe să stea pe mașină foarte mult timp și de-aia, mai mult de-aia am renunțat, dar să știi că până atunci am fost la concerte afară, în țară, peste tot. E de apreciat. Am și filmat videoclip. Și cred că e o recomandare valabilă pentru toate femeile, nu? Cele care au o sarcină în regulă și care pot să facă asta, să lucreze în continuare, este nu? Este normal, să te porți ca atare. Nu. Am auzit un lucru foarte interesant. Știi, se vorbeau printre organizatorii de evenimente și printre patronii de cluburi și asta, păi el nu mai vine la concerte, că e însărcinată. E bine, dar n-a murit, e doar însărcinată. Merge la concerte, a mers și va merge din decembrie iară. După ce naști imediat, ai deja după concerte naști, programate? Da, avem în Revelion, avem concerte programate pe Valea Prahovei și în jurul Brașovului. Vine mutilul cu plăcutul. Foarte drăguț. Uite, apropo de relaxare și de faptul că trebuie să stai mai liniștită, o să ne cânte Ovi și aș vrea să te relaxezi. Și are o invitație pe care n-ai apucat să-i spui, nu? Nu, i-am spus în culise, dar o invit încă o dată oficial. Deci mâine, dacă îți permite sarcina, te aștept la Hard Rock Cafe la ora 21 cu bandul meu. Să fie fain. Mulțumesc mult de invitație. Deci hai să ascultăm pe Ovi. Stop to think about
E produsă de Gabi Huiban, cu care și el e... Serios? Da. Să știi că piesa asta chiar mă face să-mi pară rău că a trecut vara. Serios? Atunci o reedităm vara următoare pe chestia asta. Te-aș vedea pe plajă. Yes. Și avem și un clip la ea la care s-a lucrat un pic cam mult, dar îi dăm drumul în curând. Deci avem un motiv în plus. Deci te mai așteptăm la noi la emisiune și cu videoclipul. Absolut. Mulțumim. Mulțumesc. Apropo de... starea asta, e, cred că e o stare foarte frumoasă pe care îmi pare rău că bărbații nu pot să fie și ei gravizi și o trăiască. Dom'le, deci eu m-am simțit atât de bine gravidă, pe cuvântul meu, nu? Da, da. E o stare specială. Știam că o să-mi placă foarte mult perioada, dar nu credeam că o să-mi placă chiar atât de mult. Și cele mai frumoase momente sunt atunci când mișcă și iau mâna lui Doru și eu pun să simtă și el, dar nu e aceeași senzație, că eu îl simt chiar... Îi simt fiecare mișcare. El îi simte chiar numai mișcările alea mai bruște. Dar greșiți voi că și noi suntem, se spune, gravizi odată, însărcinat odată. Da, într-adevăr, să știi, ai dreptate. Ai dreptate, că Doru s-a îngreșat mai mult decât mine. Și eu m-am îngreșat. Nu, am 30 de ani în tine, sau nu, parcă la primul copil și m-am îngreșat și eu, știu. Suntem în același spirit cu voi. Da, 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 mulțumim. Dar tu n-ai pofte, adică nu n-ai și tu noaptea pe la 3, nu-l trezești pe Doru, Doru, du-te și am căpșuni, n-ai chestii de-astea? Nu, nu, dar are o soție foarte drăguță și are și un copil foarte cu minte, că nu facem lucruri din astea. Nu? Nu, n-avem. Eu când eram gravidă aveam pofte de bani. De bani? Da. De asta am și eu pofte, în fiecare zi. Dar nu cred că trebuie să fii gravidă ca să ai poftă de bani. Apropo, vrei să faci al doilea copil? Bineînțeles. Sau... Da? Da. Îl așteptăm pe ăsta să iasă. Ce spui? Ai zis avere? N-am zis avere, domnule. Ah, scuze. Vrei să faci avere la copil? Da, vreau să fac și avere. E normal. E normal să vrei să faci avere pentru copii. Păi nu, în definitiv pentru ei. Averea cea mare aia este primul rând. Păi nu, Ovi știe mai bine. Dar spune-mi un lucru, Doru o să asiste la naștere? Bineînțeles. Serios? Normal. Da, nu e ce, l-am făcut singură? Tu ai asistat la naștere? La al doilea. La primul a ieșit ca din pușcă, n-am avut timp să... Cum a ieșit ca din pușcă? Bă, povestesc că veneam cu mașina, era nevastă mă să nască în mașină aproape, am lăsat-o, aveam un plan să lăsăm pe cineva care stătea în apropierea spitalului și cum am întors, deja copilul era născut. Dar al doilea am asistat. Și aveam o obsesie, să n-aibă Down syndrome, știi ce? Și mă duceam pe la după ce s-a născut, era asistenta în Norvegia și zic, e bine, ok, cap, aveți ceva, semne, Down syndrome, ceva, nu? Tată grijuliu. Dar nu ți s-a făcut rău, n-ai avut emoții? Rău de mare, eventual, în Norvegia. Nu, e o sentiment deosebit, ciudat. Nu știu dacă neapărat ce-am văzut acolo în momentul respectiv m-a... A fost, trebuia să văd, dar a fost ok, adică e... E bine în momentul în care mergi, mă gândesc că nu stai lângă doctor, stai lângă ea, nu? Chiar nu mai amintesc cum am stat.
Dar momentul în sine deosebit. Dar eu cred că este un moment pe care chiar nu trebuie să-l ratezi. Nu, absolut. Este unic în viață și categoric. E logic să fie alături de... Și uram succes lui Doru, să vedem cum depășește el. Doru nu are nicio șansă, că vrea că nu vrea trebuie să fie acolo. Da. Dar el vrea, sincer, vrea? El în prima fază a zis că nu, eu n-am ce să caut acolo. A zis, mai gândește-te odată și pe urmă îmi răspunde. A, vrei să fiu cu tine în sală? Da! Mă repet, vrea, nu vrei vrea? Calul Leovăz? Exact, sau cum e? Nu, deci, ia aia cu Bea Grigorea Gheazmă, nu? Dorule, vrei, nu vrei, trebuie să fii acolo, bine? Camera copilului ați aranjat-o sau încă nu? Încă nu. Încă mai, nu? Mai avem puțin. Ai superstiția asta de a nu cumpăra multe lucruri înainte? Să știi că n-am cumpărat nimic până acum. Nu am superstiție, nu cred neapărat în superstiții, dar am zis că n-are rost să mă grăbesc. Să nu știi cum e. Când te grăbești, iei foarte multe lucruri de care poate n-ai nevoie și ajungi în momentul final să-ți dai seama că, de fapt ăsta nu-mi place chiar așa de mult. Și așa că mai așteptăm, vedem, mai studiem piața, vedem ce se mai întâmplă și când e momentul o să mergem să-i luăm. Dar nu, mă repet, mai avem timp puțin. Oricum, eu mă chem la botez, eu rezolv cu muzica, nu? Bineînțeles, vine Ovi cu muzica de vară. Da, foarte, foarte interesant. Și la nume te-ai gândit? Da, ne-am gândit și la nume, avem mai multe, avem o listă și am zis că în momentul în care o să și vedem, o să alegem un nume din lista aia și ăla-i va rămâne. Deci încă nu v-ați hotărât nici la nume, nu. Nici la... Nu, încă nu. Nu, dar ne-am hotărât să-i facem o piesă pentru el. Asta da, e... Și tocmai de asta mergem mai des în studio acum, în perioada asta, că și avem timp. Că în restul anului știi cum e Ovi, nu prea ai timp să mergi în studio, că trebuie să mergi la concerte. Dar mergem în studio și îi pregătim un cântec cel frumos pentru el. Poți să ne fredonezi așa câteva acorduri? Nu pot, pentru că încă nu e gata, încă lucrăm la așa, el. Așa, și... un vers, un... Păi n-am ce, că n-ai nu e, nu, încă e în stadiu de lucru. Un pic așa, nu spune tu mie că n-ai o concepție, n-ai un vers, n-ai o linie melodică. Păi să știi că, uite, aseară mi-a venit o linia melodică în cap, dar chiar m-am gândit la el în momentul în care mi-a venit. You are wonderful, wonderful, you are wonderful, wonderful. Yeah, e hit! Spune tot! It's a hit! Spune tot! Să știi că ne întreabă telespectatorii de unde până unde ți-ai ales tu numele Ellie White. Că e păi mister. Ellie de la Elena, da. Bineînțeles, și White, în momentul în care am ales numele de White, am zis că vreau să reprezinte un nou început, ceea ce s-a și întâmplat, un nou început, Ellie cu un nou început. Se pare un nume foarte... Și White este un nume foarte curat. Copilului o să-i pui tot un nume din ăsta mai modern sau o să-i pui un nume neaoș românesc? Să știi că vrem neapărat să-i punem un nume de sfânt și vrem să ne mai gândim și la un nume, vrea doar neapărat un nume de bărbat puternic, dar încă n-am ajuns la numele de bărbat. Dăm exemple de bărbații puternici. Păi el, lui place foarte mult istoria și tot ce înseamnă... Ștefan cel Mare. Exact, ceva de genul, înțelegi? Deci Ștefan, Dacian, Traian, genul ăsta de nume. Am înțeles, da. Da, vreau să te mai întreb un lucru. Ai început să citești cărți din astea de psihologie pentru copii, reviste pentru mămici, cu recomandări, cu... Mi-a comandat Doru din state vreo două cărți pe tema aceasta, pe care le-am citit, bineînțeles, pe amândouă. Și să știi că am aflat niște lucruri foarte interesante. Poți, într-adevăr, poți intra pe internet și poți căuta orice ai nevoie, dar parcă niciodată nu te gândești la lucrurile minore care pot interveni, de exemplu. Și cărțile alea sunt foarte interesante pentru că îți spun pas cu pas. What to expect when you're expecting și încă una pe care nu mai țin minte cum o cheamă. Expect the unexpected. Exact. Nu te întreb asta dacă ai început să te documentezi și da. Să cunoști, pentru că în curând vei fi mămică și va trebui să și manevrezi bebelușul care va crește repede și o să înceapă să spună, cum i-a zis mie Maxi aseară, mami, am făcut o magie, când m-am așezat pe uliță să fac pipi, puțica mea s-a ridicat și am făcut pipi afară și am făcut o magie. Stai, stai bun. Da.
iau de bună. Nu cred că subiectul ăsta este tratat în orice carte. Ba, da, este serios? Tratat, da. Și mai ales la băieți e o chestie. La noi, în Scandinavii sunt un pic mai relaxați vis-a-vis de sexologia copilului, că practic sunt niște reacții firești și da. Și așa cred că ar trebui să fim și noi. Te întreb asta pentru că am o invitată care ne va da sfaturi din punctul ăsta de vedere. O invit pe doamna Otilia Manterels, psihoterapeut și specialist în interacțiunea cu copilul prin joc. Adică, bine ați venit! Bună ziua! Otilia vrea să ne spună, de fapt, cu cuvintele ei, că e foarte bine să te joci cu copilul. Se creează o relație specială între părinte și copil, nu? Da. Nu o să ducă lipsă de joacă. Nu? Ia să vedem. Da, deci eu consider că, într-adevăr, jocul este foarte important. Sunt trainer de parenting specializat cumva pe joc. Și aș spune că jocul este singurul limbaj pe care ei îl vorbesc până la o anumită vârstă. Deci putem să le explicăm, să le facem morală, ei nu pricep, sau mă rog, pricep, dar le trece pe aici. Dar când vorbim cu ei cu jocul, e altceva. Păi uite, hai să luăm de exemplu pe Ovi, pentru că el e foarte drăguț și astăzi o să ne punem puțin la mintea copiilor. Tu o să fii copilul și ea o să fie Otilia. Și hai să exemplificăm cu Ovi, să ne arăți tu cum trebuie să te joci cu copilul. Facem, Adriana, facem faza cu Olița? Facem și faza cu Olița! Da, hai să facem faza cu Olița. Nu cred că putem să facem la ora asta în direct. Bun, hai să vedem. Deci eu trebuie să dau întâi în mintea copilor, să înțeleg. Da. Okay. Wow. Dacă nu e prea greu, da. Nu e, în cazul meu. Spre exemplu, Ovi are doi copii, ca să înțelegi. Deci, și ce vârstă au ei? 6 și 9 ani. 6 și 9 ani, ok. Și să spunem că cel de 6 ani nu vrea să meargă la școală, nu vrea să se îmbrace de dimineață. Chiar nu vrea, în cazul meu. Uite ce bine. Așa că, nu m-am gândit că... ok, și atunci eu spun, haide iubitul, mama, cum îi cheamă pe băiețelul tău, scuze-mă? Cel mai mic. Filip, eu sunt Ovia, mai și sunt tata, da? Hai, dragul, tata, să mergem la școală. Dar eu nu-i spun așa. Nu-i spui așa? Da, cum îi spui? Mă, la școală, n-auzi, trebuie să... Ok, mă conformez. Okay. Dragul, sau hai să mergem la școală. Nu vreau să merg, el spune, nu și nu. Tu spui, haide să mergem, că totuși, uite, se face 8:30, trebuie să ieșim pe ușă. El spune nu. Eu atunci aș face, zice, băi, dinozaurule, tu vezi că nu vrea să meargă la școală. Ce mă fac? Nu știu, tu vezi, Cristina, că nici ea nu vrea să meargă la școală. Hai mă, că nu vrea, că nu-i place, că are nu știu ce oră. Ba da, mă, îi place să meargă la școală. Mă, cred că nu poate să se îmbrace. Ba știe să se îmbrace, ba nu știe. Și băiețelul tău probabil că o să înceapă să se amuze, că tata vorbește cu două păpuși și păpușile vorbesc despre el. Și dacă se întâmplă situația, scuză-mă că te întrerup, da, în care tata vorbește de unul singur cu păpușile și copilul zice, ai tata că ești, lasă-mă în pace, ești. Asta vreau să zic și eu. Ai vrei tata, vrei, rupta, zice, dinozaur, zice la copilul, da, tata, am văzut ce post, tu-i bine, nu mai merg la școală. Da. Și după aia, ideea cu jocul este că tu, practic, vrei să te conectezi cu copilul. De asta faci jocul. Deci, ca să nu-l iei cu japca și să-l bagi în mașină, vrei să te conectezi întâi cu el. Și dacă spun așa, hai, tată, ce ai nebunit, ai dat în mintea copiilor, doar păpușile nu vorbesc, atunci poți să spui, of, firariele de păpuș, nu știu cum să mai vorbesc cu copilul ăsta. A, știu cum, să iau iPad-ul și să mă joc Angry Birds. Sau să, știi, să iei... Păi o să vrea să se joace el, că spun eu că așa se întâmplă și în cazul meu, dar aflăm mai multe după publicitate. Te v-am zis o publicitate asta, aoleu, ne taie vorba. Așa că o să vă rog să vă jucați în continuare în această emisiune, după cum vedeți, facem de toate. Deci, Ovi, hai să încercăm. Deci tu ești tata, ai doi copii. Cum ai discutat-o cu animăluțele astea simpatice? În norvegiană sau în limba română? În ce vrei tu. La mine în casă vorbești norvegiană, deci eu iau norvegiană ca să nu înțelegeți nimic și să scap și eu mai repede de postul asta. Hai, du må gå på skolen i morgen, i dag, for nå klokka 9, 8:30, du må gå på skolen, ok? Your turn. Okay. Am înțeles ceva cu școala, atât am înțeles. Skolen. Da. Nu, de altfel e o practică pe care Norvegia cred că e folosită, să
vis-a-vis de psihologia copilului și recunosc un pic... Copiilor le place când te apropii de ei prin, cu animăluțe. Ales dacă e vârsta încă potrivită. Da, exact. Da. Merge și până mai încolo. Merge și până la vreo 8-9 ani jocul ăsta. Dar trebuie să-l adaptezi, să-l adaptezi cum le place lor. Când văd, practic, un joc din ăsta de rol de animăluțe, copiii își proiectează emoțiile lor pe ele și cumva le e mai ușor să vorbească despre ele. Cam... Apropo de asta, eu avem spălatul pe dinți pe fiecare seară și cel mic, aveam niște glume cu el, că există o serie de astea desene animate la ei, foarte educative, cu un tip cu două personaje, Carus și Bactus, adică cele două bacterii care intră în măseluțe și așa. Și da, spălam, făceam chestia asta. A, uite, care să cum știu, știi? Și râdea, adică era, stimulai altfel, firește. Da, da. Dar cred că până la anumite vârste, la mare, deja când îi spun dacă am vrut să mai fac o glumă de genul ăsta, ai, băi, bre, tată, ce faci? Da. Dar e binevenit. Da. Uite, pentru copilul lui cel mare, 9 ani, da? Ce-i recomand? În primul rând, trebuie să despară, să aibă alte forme și alte... Să fie tot roz, nu? Da. Pentru copilul cel mare depinde ce te doare pe tine sau ce îl doare pe el în relația voastră. Da, eu deja am depășit momentul lui ele să-i spui, că eu sunt, le știu, știu cum e. Eu mai am până atunci. Prinde bine, oricând. Cred că tu voiai să întrebi cum poți să te joci cu un copil un pic mai mare, nu? Exact, adică... Adriana, întreabă, că tu ești acolo în păi perioadă. Da, da, un copil de 9 ani, da, bun, pe unul de 5 ani, de 4 ani îl mai păcălești, dar unul de 9 ani deja este mare, da? Da. Ce faci? Da. Îi promiți că iei PlayStation 3? iPad, una alta. Tatică, dacă mergi la școală, îți dă tati iPad. Oh, bine. Da, eu n-aș merge pe treaba asta, dar... cu el poți vorbi altfel. Copiii mai mari știu că la un moment dat se închid în camera lor și spun nu mai vreau să mai vorbesc cu tine. Și atunci ideea ar fi ca noi să căutăm reconectarea cu copilul cel mare, să o forțăm un pic. Și s-a întâmplat să intre copilul tău cel mare să se încuie în cameră, să nu mai vrea să vorbească cu tine? Da. Și ce ai făcut? Da, foarte rar. Doar atunci când eram eu, am exagerat fiind supărat pe el și, mă rog, nu, ce-am făcut? Vii și... Noi avem oricum o armonie în casă, în general, și nu sunt de violență, nu suntem... Adică tot prin dialog încerci să găsești soluția și îl lași să-și facă un pic mendrele nebuneala și insiști până... Tot cu dragostea îi apropii. Da, dacă s-ar închide în altă cameră, și știu că o fac și ai mei, că sunt mai micuți decât băiețelul tău... M-aș duce să le scriu bilețele, să le bag pe sub ușă. Adică aș vrea să mă reconectez cu ei, să le spun că îmi pare rău că, uite, că mi-am pierdut firea, că am urlat la tine și mai știu eu ce. Și le-aș da niște bilețele sub ușă care să-i facă să râdă. Gen, dacă ai un băiețel, să-i desenezi o inimioară și că ei zic, ua, inimioară, nu vreau inimioară. Lucruri de genul ăsta. Ia uzi, Eli, tu ai face așa ceva? Pun pariu că al meu ar rupă și mi-ar arunca-o înapoi sub ușă ruptă. Ia-ți inima de aici. Da. Da. Ai mei sunt mai vikingi, așa sunt. Eu am reîmprospătat sângele fiind un moldovean cu norvegian, că vă dați seama ce erupție de temperament este acolo. Da. Și chiar așa este cel mic. Ce că e și binevenit să mai împrospăteze sângele. Nu? Da, e bine, eu așa cred. Da. Da. Și soțul meu e olandez și e ok. A tău nu-i? Da, sigur, e frumos. Bun, și pentru... Noi suntem moldovean, muntean și ardelean, așa că... Exact. Români, pentru doamnele care se uită la televizor, pentru părinții care se uită la televizor, ce recomandări ai? Recomand să se joace cu copiii pentru situațiile care îi frustrează pe copii. Spre exemplu, dacă se duce un copil la doctor și îi se face o injecție, pe copilul ăla îl doare. Adică n-a fost ideea lui să se ducă la doctor să facă vaccinul, spre exemplu. Și atunci, ca el să se recupereze emoțional din durerea asta, pentru că nu le place. E ceva ce fac forțat, exact. Atunci m-aș juca cu el de acasă, hai să ne jucăm de-a doctorului, aș spune. Și l-aș întreba, tu cine vrei să fii? De obicei copilul o să zică doctorul, normal, ca să fie el persoana puternică. Și atunci spun, ok, eu sunt pacientul. Și el o să vrea să-mi facă mie o injecție, iar eu o să spun, nu vreau injecție, nu vreau injecție. Și o să mă tângui, nu, te rog, nu te apropia cu injecția de mine. Și așa aș face, copilul o să înceapă să râdă, că acum în sfârșit are și el ocazia să facă și el o injecție, nu numai să o primească.
Și pentru Eli, Eli va naște în curând, deci pentru copiii foarte mici. Ai vrut să zici ceva, scuză-mă. Vreau să trebuie și când ajunge la doctor și îi face injecția? Și în doare? O să-i fie mai ușor. Sunt niște cremuțe care, pe care poți să le dai pe piele și îl doare mai puțin. Speciale pentru copii. Da. Și oricum îl păcălești, îl păcălești că îi vine fluturașul prin mânuță, o să-și ia zborul, tot felul de, inventezi tot felul de chestii. Se rezolvă. Se rezolvă, da. Important e să nu prindă frică de doctor. Da. 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 Și să, important e chiar să te joci cu frica asta, adică jocul ăsta cam asta face. Copilul vede frica la mine, frica în mod exagerat și reușește și el să-și o mai scoată văzându-o la mine. Unde te pot găsi părinții interesați de astfel de cursuri de playful parenting? Da, eu am un blog al meu pe care scriu și experiențe personale legate de joc. Este otilia-mantelers.urbankid.ro și acolo am și orar de cursuri, deci dacă sunt interesați. Ce trebuie să ne jucăm și de câte ori trebuie să ne jucăm, uite, într-o zi cu copilul? Ideal pentru fiecare copil este să te joci un 20 de minute, să-i acorzi timp 1 la 1. Eu dacă am 3 copii ar trebui să mă joc măcar câte 20 de minute timp special, așa numim noi, cu fiecare dintre copii. Astfel încât fiecare din ei să se simtă special pentru tine. Și în alea 20 de minute închidem telefonul, nu răspundem la nimic și stăm acolo jos cu el pe podea, în floor time, cum se mai spune. Și faci ce vrea copilul. Dacă copilul vrea ca două animăluțe să se lupte, să se împuște sau mai știu eu ce, aia facem. Fără să-i spunem că știi, de fapt, noi nu suntem răi, nu suntem agresivi. Dacă copilul se joacă așa, înseamnă că are el acolo o durere și vrea să o exprime printr-un joc din ăsta. Uite, eu, de exemplu, nu pot să fac lucrul ăsta. Să spun de ce. Da. Dacă vreau să mă joc cu Maxi, vine Eduard. Da. Dacă vreau să mă joc cu Eduard, vine Maxi. Da. Deci trebuie să ne jucăm ori împreună, ori nu ne mai jucăm deloc. Nu poți să îi separi, să te joci când cu unul sau cu altul. Greu. E foarte greu. E foarte greu. Da. Dar mai bine ne jucăm împreună. Și atunci fiecare am început să le iau jucării în oglindă și atenție, dacă vrei să faci al doilea copil, ți se va întâmpla chestia asta. Le iei aceeași jucărie, da? Sau aproximativ aceeași și atunci îi împaci pe amândoi, pentru că inevitabil se ceartă dacă ai o singură jucărie de un singur fel. Da? Deci încep să tragă de ea, să... Da, exact. Da. Eu cum pot să fac? Spune-mi și mie. Poți să găsești niște strategii, dar ideal ar fi să mai fie un adult care să stea cu celălalt copil în timpul ăsta, pentru că este greu, într-adevăr. Da, mami, eu te aștept liniștită până te joci tu cu Max, eu aștept, nicio problemă, nu o să zică niciun copil așa. Inițial va fi un pic cam greu să aranjezi treaba asta. Deci ori ai un alt adult care poate să stea cu celălalt copil. Există și asta, există mamaie. Așa. Da? Dar tot ei vor să se joace sau învățați să se joace împreună. Da, dacă le place împreună e minunat, e foarte minunat. Bine. Da. Da, e foarte bine. Și chiar bine. Sărim în pat în fiecare zi. Voi săriți în pat? Cu ăștia mici ei fiind băieți, de seama că trebuie să trec prin toate nebunile astea băiețești. Da, băiețești, da. Tu? Ai să sări în pat? Mai mult ca sigur. Ce nu mai e? Rupem patul împreună. Da, da. Cum sau să... luăm trambulină. Da. Și trambulină, dar spun eu, în pat este... E mai fun. Știu mai că fun, și eu eram la fel când eram mică. Orice, orice, dar până la pat. Când aveam de pat, era perfect. Da. Mai eu știu că am și nu mă gândiți la prostii. Bună. Am fost cu minte până acum. Sau le cumperi trambulină. Eu am venit cu trambulina din Norvegia. Și da. Sar cu trambulină. Ce jocuri recomanzi părinților să se joace cu copiii? Eu pun mai mult accent pe jocurile astea, gen pretend play se numesc, jocul de a doctorul, jocul de a școala, jocul de a grădinița. Astfel încât, de exemplu, un copil nu-ți povestește, când îl întreb cum a fost azi la școală, copilul spune bine, ce ai făcut, tot bine. Ei nu-ți povestesc așa. Ei îți povestesc dacă iei niște păpuși, sau zice, hai să ne jucăm de-a școala și spune, ok, tu cine vrei să fii? Eu vreau să fiu învățătoarea. Și după aia copilul îți povestește, de fapt, în jocul lui, ce s-a întâmplat la școală și te gândești dacă poți cumva să-l ajuți în anumite situații. Practic, eu nu pun accent pe jocurile astea gen puzzle, gen nu știu, nu te supăra frate, sunt foarte bune și alea și trebuie jucate, dar în timpul ăla special aș pune mai mult accent pe jocuri cu animăluțe, jocuri cu emoții mai mult. Și pentru bebeluși, cum ne putem juca cu bebelușul? Uite, pentru că este Eli aici. Da.
La bebeluși, mămicile știu singure ce au de făcut. Pentru instinctiv. Că este, da, este instinct. Deci acolo, nu știu, o să vezi că o să te joci din prima cucubau. E așa un joc pe care nu ne-a învățat nimeni să-l facem, dar toți îl facem. Îi pupăm pe burtică, pe mânuțe, peste tot. Cred că cu bebelușii orice te-ai jucat, da, orice, place, nu? Totul e să-i privești în ochi și atât. Da, da. Deci la bebeluși e chiar e cel mai ușor să te joci cu ei. Unde e cel mai greu să interacționezi cu copilul prin joc? La ce vârstă? Nu știu ce să spun. Mi se pare că... după 9, nu știu, eu aș zice după 10-11 ani mai degrabă, că m-am jucat și cu copii mai mari, dar după 10-11 ani deja ei nu se mai joacă cu asta și atunci te conectezi cu el altfel. Vă uitați la Sex and the City împreună, de exemplu. La Sex and the City. De exemplu, dacă îi vrea fetița sau te uiți la... Da, da, ai văzut că copiii din ziua de azi sunt foarte atrași de jocurile astea electronice. Da, și asta, da, da. Păi, asta PlayStation, da. Nintendo... Vă recomand oricum, din experiența proprie și pentru că noi am crescut un pic altfel. Noi acasă avem o regulă. Deci, apropo de televizor, jucat pe PlayStation sau așa mai departe, e foarte important că să-i stimulăm să iasă și afară, să joace. Nu, da. Pentru că se creează cu alături, mai ales în cazul nostru, după ce ne-am mutat în România, aveam nevoie să intre, să interacționeze cu alți copii, dar să... copilul să fie și copil. Că, da. Că, dacă îi permit să efectiv să se zăpăcească singur cu prea multe informații. Da. TV, da. Și știu că am citit și recent într-o ziar norvegian. Orele pe care ei le recomand a lăsa copiii să urmărească sau să se joace pe un calculator sau pe un joc, sunt foarte puține. Da, și un alt beneficiu, da. De altfel îi stimulezi, îi vezi venind acasă cu obraji roșii, cu altceva. Da. Noi așa am crescut. În aer liber, da. Da. Asta e cel mai bine. Da. Ok, ne apropiem de pauza de publicitate. Otilia, dacă mai ai ceva de adăugat, foarte, foarte repede. Foarte repede. Aș spune că și aceste jocuri sunt ok și astea pe calculator sunt ok, atâta timp când ne ducem și noi câteodată să ne jucăm 5-10 minute jocul ăla pe care îl joacă copilul. Chiar e important pentru ei că se simt acceptați. Nouă nu prea ne plac pasiunile astea ale lor de obicei cu calculatoarele, dar un 5 minute, 10, dacă putem o dată la câteva zile să vadă, ok, uite, pe mama sau pe tata îl interesează pasiunea mea. Am înțeles. Revenim după publicitate. O să ne mai dea Ellie White și alte sfaturi pentru graviduțe, nu pentru viitoare mămiși. Și o să ne și cânti, nu? Ok, după publicitate. Împreună pentru ultimele minute din începe Bahmo. Elis, mulțumesc mult că ai venit la noi. Cu mare drag. Și pentru că o să vedem un videoclip și tu o să ne cânti, o să te rog să ne spui câte ceva despre acest videoclip. Înțeleg că a fost o filmare mai specială, nu? A fost o filmare din momentul în care eu aveam 4 luni de sarcină. Am filmat în Malta la invitația Ministerului de Turism din Malta și wow. În colaborare cu agenția lor de pe România. Mulțumesc frumos pentru acest minunat cadou. Pot să spun că a fost un cadou pentru că ne-am simțit extraordinar de bine acolo. La început am fost puțin mai obosită în primele zile, că am stat o săptămână la filmări, dar în primele zile am fost puțin mai obosită că tocmai venisem de la niște concerte de prin Spania și a trebuit să facem un mic detour cu avioanele, să facem vreo 2 zboruri într-unul, dar a fost foarte, foarte bine. Când am ajuns acolo, ne-am relaxat vreo jumătate de zi. Am mers în Laguna Albastră, am filmat, foarte frumos a fost, și pe acolo, prin jur. A fost foarte cald, dar ne-am simțit extraordinar de bine și eu cred că a ieșit un videoclip foarte drăguț. Pe care o să-l vedem și noi. Cu siguranță astăzi. O să-l vedeți și voi acum. Da. Otilia, îți mulțumesc mult pentru că ai venit la noi la emisiune. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Am sentimentul că noi, părinții, atunci când ne jucăm cu copiii, redevenim și noi la rândul nostru copii. Da, așa e, da. Asta am uitat să spun, dar mă bucur că ai spus-o tu. Așa este. Ne reamintim cum e să fii copil. Și e foarte frumos, e cea mai frumoasă perioadă. Da. Copilăria, fără griji, fără necazuri, nu? Da. De ce râdeți, domnul Titi? Nea Titi, de ce râzi? Mi-am adus aminte de o chestie care spunea invitata dumneavoastră. Eu cred că o să se ajungă la o chestie psihologică în care
în loc să mai facă instructaje la părinți pentru copii, o să se facă instructaje și la tinerii care vor să declanșeze un copil. Cum să se protejeze, cum să dea naștere la un copil, cum să se forțeze, cum să liniștească. Păi și nu mai bine să știm anumite lucruri decât să nu le știm? Bine, păi de asta eu bănuiesc că va fi așa cât de curând, numai cu copiii. Mergi la școală, nu știu. Nu, ideea este așa, că trebuie să ne jucăm cât mai mult cu copiii noștri, pentru că ei vin de la școală, de la grădiniță, da, noi venim de la serviciu și atunci seara acasă e foarte bine să interacționăm în felul ăsta, da? Da. Lucru pe care ți-l doresc și ție, Eli, și sunt convinsă că așa vei face. Cu siguranță ne vom juca, pentru că mie îmi place să mă joc foarte mult cu cățeluși, cu copii, și atunci o să fie mult cățelul mai simplu. Cățelul o să-l păstrezi? Bineînțeles. Că sunt multe... Păi o să aibă un motiv de joacă și copilul și cățelul, nu se vor juca împreună. Deci n-ai nimic împotriva animalelor? Nu, absolut deloc. Chiar mi se pare un lucru foarte, foarte bun să-ți înveți copilul cu animale de mici. Îi formezi și anticorpii mai rapid, îl și ajut pe el să se dezvolte mai bine. Decât dacă îl închizi și îl sperii, îl închizi așa într-un balon și zici n-ai voie aia. Normal că la un moment dat tot va avea contact cu lucrurile pe care i le-ai interzis în anumite momente și atunci o să fie și mai curios și poate o să fie mai ciudată. Întâlnirea. Ok, am ajuns și la final. Îți mulțumesc mult, Eli, că ai venit la noi. Știu că e mai greu în ultima perioadă a sarcinii, dar frumos. E frumos și ești o graviduță superbă. O să te rog să ne și cânti. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, Otilia, și mulțumesc telespectatorilor. Vă pup pe mâine. La revedere! Am o mie de gânduri în lumea mea de culori. Zbor încet printre fluturi și încerc să ating în nori. Zâmbesc încetat, nu știu ce s-a întâmplat. Mă pierd în zâmbetul tău. Și da, da.